O nouă bursă a locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, a avut loc astăzi la Deva. La bursă au luat parte un număr de 702 hunedoreni, dintre care 294 de absolvenți, 21 de absolvenți cu risc de marginalizare socială și 30 de absolvenți cu dizabilități, cu drept de muncă. Au fost selectați 151 de absolvenți în vederea încadrării și au fost angajați 35. Astăzi la Deva avem bursa pentru tineri. Așa, după cum ați văzut și dumneavoastră, am avut foarte mulți tineri care au participat de la dimineață până acum la acest eveniment. Avem 54 de angajatori cu o ofertă de 646 de locuri de muncă vacante în diverse meserii și pe studii superioare. Colegii mei, specialiști pe informare, mediere, consiliere, au discutat cu elevii din anii terminali de la liceu, tocmai pentru a-i sprijini și să-i ajutăm să-și găsească un drum în viață, să se orienteze în carieră. Am avut și pe domnul profesor Alin Tomuș, sociolog la Universitatea din Alba Iulia, care a dorit să vorbească cu tinerii. Vreau să mulțumim doamnei ministru Natalia Intotero, care astăzi a fost alături de noi, tuturor oficialităților care azi ne-au trecut pragul, angajatorilor care de fiecare dată, în buna colaborare și în virtutea relațiilor foarte bune pe care le-am construit de-a lungul anilor, sunt deschiși și vin la evenimentele noastre. Așa, după cum vedeți, avem afară toți reprezentanții mei APN-ului, mei AI-ului, care au venit, penitenciarul anul acesta a venit, să-și prezinte meseriile, ceea ce e un lucru foarte bun. Eu cred că colaborarea dintre toate instituțiile statului din județ duce la lucruri bune pentru toată lumea. Sunt deosebit de fericit pentru organizarea acestei acțiuni și o felicit pe doamna director de la AJOFM, împreună cu Inspectoratul Școlar, pentru organizarea bursei locurilor de muncă. Peste 56 de firme astăzi care oferă locuri de muncă și peste 600 de locuri de muncă care sunt puse la dispoziție. Eu sper că după această zi, mulți dintre cei care sunt și așteaptă un loc de muncă să fie fericiți că și-au găsit un loc de muncă și este foarte bine, dar constat că anumite meserii, de exemplu, am stat de vorbă cu mulți, ca instalatori, sudori, lipsesc nu numai în județul nostru, însă la nivel de țară. Și le-am spus și celor care recrutează asemenea oameni să se gândească, să facă școli profesionale în care cel care are firma respectivă să facă contract de școlarizare cu elevul, să-i dea o bursă pe timpul școlarizării, după care să încheie un contract de cel puțin 3 ani de zile să lucreze. Ar fi un lucru extraordinar. Mulți mi-au zis că vor să încerce acest lucru. Vreau să vă spun că am rămas impresionat de robotică. Eu sunt mândru că în județul Hunedoara avem foarte, foarte multe echipe de robotică, începând din Valea Jiului, terminând până la Deva, și discutând cu ei acolo în sală. Cea mai frumoasă întrebare pe care ni s-a pus de către un tânăr a fost așa: să faceți tot ce este posibil să fie locuri de muncă în orașul nostru. Asta este un lucru extraordinar. În momentul în care poți să creezi locuri de muncă în orașul în care te-ai născut, ai învățat, 100% tineretul nostru nu va mai pleca. Ceea ce își aleg tinerii astăzi trebuie să-și aleagă cu mare atenție, gândindu-se că poate peste 20 de ani meseria respectivă nu va mai exista. De aceea, astfel de evenimente, cum este Bursa Locurilor de Muncă, nu realizate doar o singură dată pe an, pentru că doar în acest an calendaristic am participat la mai multe întâlniri în județul Hunedoara și nu doar în municipiul reședință de județ. Sunt mai mult decât binevenite. Este o posibilitate de a interacționa cu cei care au așteptări din partea autorităților, dar în egală măsură este și o posibilitate de a le face cunoscute meseriile care se solicită acum pe piață. Este o dorință a noastră a tuturor și cred că avem această datorie să oferim o șansă tuturor copiilor și tuturor tinerilor, dacă doresc să își facă un viitor, unul bun, în județul nostru, să le oferim această șansă. În județul Hunedoara există o colaborare extraordinară între autoritățile la nivel județean și la nivel local și vă asigur, permanent căutăm
să spun așa, noi strategii, noi măsuri, astfel încât să le oferim oportunități și motive pentru care să rămână. Sigur că nu putem doar noi instituțiile, trebuie să existe o strânsă legătură cu mediul economic, cu piața muncii. Și aici cred că este tot secretul. Iată de ce în ultimii ani, împreună cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, am dezvoltat un parteneriat astfel încât să oferim informații complete și corecte tuturor absolvenților în primul rând, dar și oferim din timp elevilor noștri variante, să spun așa, pe care să le aibă în vedere după absolvire. Discutam cu foarte mulți angajatori că în general vin, întreabă și pleacă mai departe. Și m-au întrebat, eu ce am făcut în viață de, nu știu, am ajuns la un anumit nivel mediu, că eu nu mă consider niciodată deasupra, pentru că funcția n-are nimic de a face cu omenia, și le-am explicat că am lucrat de la 18 ani. Am lucrat de la 18 ani, am fost electrician și în timpul facultății care am făcut-o la zi, eu nu mi-am întrerupt cartea de muncă. Și la 55 de ani, am 37 de ani pe cartea de muncă lucrați. Și le-am spus că am lucrat de la cel mai jos nivel, urcând totdeauna prin noroc, prin competență, prin, nu știu, dai un pic dovadă că vrei să faci ceva în viață. AJFM Hunedoara va monitoriza, după un interval de 30 de zile, câte dintre persoanele selectate astăzi au și fost încadrate în muncă.